Localnicii s-au plâns de nenumărate ori că, deși există curent pe toată strada, nu beneficiază de iluminat public. Această problemă a fost ridicată încă o dată la ultima ședință de Consiliu Local, în speranța că se va rezolva înainte de venirea iernii. Primarul Horia Scubli a precizat că problema se va soluționa în următoarele 2 săptămâni. Iluminatul public nu stă în executiv, iluminatul public stă în urbană și eu, nu fiind aici de față, sunt convins că a luat la cunoștință și eu o va face în următoarele 2 săptămâni. Deci va trebui o comandă, având în vedere că va fi extinderea acolo și atunci dacă, nu știu, nu e mare problemă să facă comandă. În luna martie, când au semnalat această problemă, oamenii au mai spus că, în lipsa iluminatului stradal, zona a devenit una periculoasă.